urmăresc cu mare atenție, cu deosebită atenție, dar cu egal dezgust în acest moment, ceea ce se întâmplă cu bestiile acelea, 7 violatori din Vaslui. Mă, Sabin, ăla este un caz, în momentul de față, din nefericire, atât de grotesc pe de-o parte, cum spuneam, dar totodată atât de important pentru a fi dezbătut în societatea românească, cum nu-ți poți închipui, cum e posibil ca într-o țară cum este România în momentul de față, niște puști de 18-20 de ani, da, să se dedea la o astfel de mârșăvie, o astfel de nenorocire, iar societatea românească să nu fie capabilă să se revolte, pur și simplu, în momentul de față. Mă uitam în Statele Unite, mai bate poliția din când în când câte un negru. Ies comunitățile de negri la un moment dat în marșuri de protest, pe străzi, se întâmplă lucruri, societatea reacționează. Societatea românească este inertă. Zilele trecute s-a mai petrecut la București un eveniment absolut îngrozitor, care pentru o țară membra Uniunii Europene este, cum să spun, un dezastru. A venit omul ăsta, Robbie Williams, da? A adunat cât 60.000 de inși în Piața Constituției. Da? S-a stat la... Eu nu vreau să spun, în momentul de față au zis unii, domnule, ce mă duc la concert să stau la am rămas de la concertul ăla cu faptul că am stat 3 ore jumate la coadă la apă. Păi, oameni buni, nu despre asta este vorba. E vorba despre faptul că o țară membra Uniunii Europene nu e capabilă, în 25 de ani a fost capabilă să construiască o sală de concerte în această țară. Și vorbesc mai ales de București, de fapt, de capitală. La Cluj există, în momentul de față au construit acolo. Dar stadionul național în care s-au investit o grămadă de bani este un spațiu mort în care nu se pot organiza concerte de o astfel de anvergură. N-au fost numai români la acest concert. La astfel de evenimente vin și din Bulgaria, și din Ungaria, și din Serbia, și din Republica Moldova, oameni care au participat. Ne facem de râs cu fiecare eveniment de genul ăsta care apare la București. Între timp, domnul Oprescu inaugurează cu o pompă extraordinară și să grăbesc toate televiziunile să prezinte marele eveniment planetar în care s-a tăiat panglica la un pasaj de nu știu câte sute de metri lungime la Piața Presei Libere. Și în același timp, cum spuneam, stăm într-o cloacă din asta teribilă. N-am văzut un politician să ia atitudine pentru, spunând o dată, mizeria care s-a întâmplat la concertul din Piața Constituției. N-am văzut politicieni care să iasă revoltați realmente pentru ce mizeria care s-a întâmplat la Vaslui cu violul acelei fete. N-am văzut politicieni să se agațe în continuare să-și facă o temă de campanie, în acest moment nu spun de campanie electorală, de campanie politică în legătură cu situația dezastroasă în continuare din învățământul românesc. Am un prieten internat în momentul acesta într-un spital bucureștean mare, renovat de curând, a cărui prietenă s-a dus să iasă că n-aveau fiole de algocalmin în momentul de față în spitale. Bă, astea sunt probleme atât de groaznice în România asta și noi vorbim în continuare, sigur, de acești zombi politici de tip Ponta, care bântuie pe aici, pe spațiu românesc, da? N-au făcut absolut nimic. Dar de unde crezi că vine inapetența politicienilor de astăzi, indiferent din ce partid, pentru subiectele astea? Păi pentru că ei sunt preocupați doar de lumea lor. Niște zombi, ai văzut filme cu zombi, mai bune, mai proaste, mai nu știu ce. Ăștia doar bântuie, uite așa, sunt inerți, pe străzi, în parlament, da? Ăștia de tip Zgonea, da? Care se visează președinte al Partidului Social Democrat, da? Sunt niște zombi. Ăștia abia așteaptă, plutesc așa în societatea românească, în parlament, așteptând, vânând un microfon să li se bage sub nas, ca să poată să spună două, trei vorbe și să vadă la știri în jurnalele de știri în ziua respectivă. Oamenii aceștia nu au în momentul de față o reprezentare reală a agendei publice românești. Sunt incapabili să spună, bă, asta e o temă importantă. Consilierii lor de imagine și consilierii lor politici le spun, bă, dă-i Ponta, mai dă-i Ponta tu una, un șut lui Dragnea. Dragnea să fii misterios când anunți dacă o să candidezi sau nu o să candidezi.